Ședința în care a fost ales noul for de conducere al Asociației Județene de Fotbal a durat doar 25 de minute, iar la final Cristi Sava a fost ales președinte. Din structura de conducere vor mai face parte vicepreședinte al Comitetului Executiv, Ionică Marius, vicepreședinte al doilea vicepreședinte al AJF și vicepreședinte al Comitetului Executiv, domnul Nelu Hârlea, reprezentantul Ligii a 4-a, Mihai Voicu, reprezentantul Ligii a 5-a, domnul Stoica, reprezentantul copiilor juniorilor Marian Ciudin și al șaptelea membru va fi ales numit ulterior, este numit de președintele AJF, respectiv președintele Comisiei Județene de Arbitri. La începutul unui nou mandat, președintele Asociației Județene de Fotbal are planuri mari. Mi-am propus multe, cred că am realizat la fel de multe. Aș vrea în primul rând să dezvolt aceste proiecte pentru fotbalul de masă, în special pentru copii și juniori și nu în ultimul rând aș vrea ca în acest mandat cu finanțare de la UEFA să construiesc în Bacău un teren sintetic pentru activitatea fotbalului de masă și a copiilor și juniorilor.